Astăzi am o propunere și anume o supă dreasă de vară cu trei tipuri de fasole și, bineînțeles, cu zarzavat, cu mult zarzavat. Am nevoie, așa cum v-am spus, de trei tipuri de fasole și anume fasole cu păstăi galbenă, grasă, așa cum este cunoscută în popor, fasolea verde fideluță și fasolea galbenă fideluță. Procedura este foarte simplă, ca la orice supă sau ciorbă, aveți nevoie de zarzavat, în special de rădăcinoase. Ceapă, rădăcină sau două de păstârnac, una sau două de pătrunjel. Morcovul nu trebuie să lipsească. De data aceasta, în supă, eu am să adaug și câțiva cartofiori noi, tăiați în cubulețe. La fel voi proceda și cu zarzavatul. Cred că toată lumea știe cum se prepară care sunt bazele preparării unei supe, unei ciorbe. După ce zarzavatul este aproape gata, am să adaug fasolea, pe care o tai de asemenea în bucățele mai micuțe, astfel încât să fie destul de ușor de savurat. În momentul când este gata supa, am să o dreg cu gălbenușuri de ou, adică la un kilogram de iaurt folosesc 3 sau maxim 4 gălbenușuri de ou. O dreg, așa cum v-am spus, cu această compoziție, după care adaug leușteanul și mărarul, astfel încât să fie foarte bine parfumată. Dar cum o supă singură nu prea are niciun farmec, am să prepar și niște baghete gratinate. Și anume, am luat eu o baghetă, o tai în două, o dau un pic la cuptor să se gratineze un pic. Apoi, pe fiecare porțiune gratinată, am să răzuiesc câte un cățel de usturoi, puțin de tot dintr-o roșie, simplu de tot, iar apoi, peste această baghetă, am să adaug o compoziție destul de interesantă din brânză tartinabilă și telemea, mărar și ceapă roșie. Ca să fie mai gustos, am să adaug și niște bacon tras ușor de tot la tigaie, iar la sfârșit am să prepar din flori de dovleac, am să le prepar pane. Sunt mai puțin cunoscute la noi în țară, dar în țările asiatice se consumă foarte mult. Fiecare baghetă va primi în dar câte o floare de dovleac, bineînțeles, așa cum am spus, preparată pane. În felul acesta ridic supa mea de vară la un rang puțin